100 de ani de istorie reflectată în oracole și caiete de amintiri se numește expoziția vernisată miercuri la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova. Aceste obiecte erau o modă pe vremuri. Am început practic în perioada celor pensioane, când domnișoarele erau atent și foarte bine instruite, cunoșteau limbi străine, muzică, caligrafie foarte frumoasă aveau, caietele erau extrem de minuțios și frumos decorate. Acum, practic, toate acestea sunt înlocuite de aceste pagine sociale, cum le spunem noi, Facebook, Instagram și așa mai departe, nici nu le știu eu pe toate. Interesant este că astfel putem vedea evoluția acestor jurnale, ele începând de la sfârșitul secolului XIX până în anii 90. Ce este interesant la ele, asta mie cel puțin mi-a plăcut foarte mult, versurile. Care poezia, romantismul de la începutul secolului 20, desenele, terminând cu cele din anii 90, care sunt un pic mai, nu știu cum să le spun, vreau să folosesc cuvinte mai dure, așa, dar se vede evoluția totuși a civilizației, a noului cu vechiul, o comparație. Un oracol, ce să spun, este probabil varianta mai îmbunătățită a unui caiet de amintiri de pensiuni de acum 200 de ani. Deci acum 200 de ani, fetele, că ele stăteau prin pensiuni și ele aveau înclinații artistice, scriau uneia alteia o mică amintire, mai ales spre sfârșitul perioadei de studii. Chiar și eu am prins prin anii 80, în clasa 4-a se făcea un fel de oracol, în clasa 8-a se mai scria pe cravata de pieră și se mai făcea un fel de oracol și chiar în clasa 12, vorbim de anii 70-80, exista un caiet de amintiri, fiecare fată avea un caiet de amintiri în care colegii erau obligați să scrie. E, oracolul la un moment dat s-a standardizat, cel mai vechi care l-avem noi în colecție de prin 1920 și cuprindea o serie de întrebări la care toți cei care scriau un oracol trebuiau să răspundă. Deci erau 20 de întrebări și poate erau 30 de corespondenți de copii care scriau acolo. Și începeau cu cum te numești, pe cine iubești, unde stai, ce actor îți place. La un moment dat erau atât de standardizate că chiar după 90 unii întreprinzători au încercat să scoată oracole pretipărite, doar să le completeze cei din clasă. Vizitatorii s-au arătat încântați de expoziție, indiferent de vârsta pe care o au. Expoziția mi se pare foarte interesantă, mai ales că mie îmi plac lucrurile scrise și așa pe albume. Ce amintiri vă stârnești? Da, păi mă stârnesc multe amintiri și chiar am avut și eu un oracol și mi-a plăcut. L-ați păstrat, îl mai aveți? De asta mă gândeam, s-ar putea să mai fie pe undeva. Ce întrebări erau pe vremea aceea într-un oracol? Cum este dragostea, dacă vrem să ne mai întâlnim peste câți ani. Destul de frumoase întrebări erau. E foarte interesant să cunoști trecutul Ploieștiului sau a României, să cunoști cum înainte se scriau scrisori de dragoste și cum își țineau jurnalele, fetele, foarte interesant. Bun, voi mai faceți așa ceva? Nu, pentru că totul s-a trecut la digital, scriem mesaje pe Instagram, pe Facebook, da. Ce se pare mai interesant, mai frumos? Mi se pare scrisoarea și mai frumos și mai romantic. Pe mine m-a impresionat cel mai mult pe acele eșarfe. Sunt niște mesaje super drăguțe și erau foarte talentate fetele pe atunci și sunt geloasă pe ele. Mi se pare ceva foarte frumos să scrii de mână. E ceva care acum nu se mai practică. Scrii mesaj și trimiți cuiva, gata. Dacă scrii de mână este ceva super. Adică mai ales dacă un băiat dă o poezie scrisă de mână, acum este ceva de genul, nu mai e la fel ca înainte. Înainte era romantismul ăla superb când primeai o poezie scrisă de mână. Expoziția organizată în parteneriat cu Asociația Muzeul Jucăriilor București și Complexul Muzeal Iulian Antonescu Bacău va rămâne la Muzeul de Istorie aproximativ 2 luni.